Bună dimineața și bine v-am regăsit. Ne aflăm în Murghiol, la pensiunea Cristian, unde suntem noi cazați. M-am gândit să vă fac și vouă un review, să vedeți cum este aici. Nu ne place, suntem deja de 2 zile. Gazda este foarte bună, mâncarea bună. Am să mă duc până în capăt, până unde se termină curtea, unde este și un mic râu, lac, nu știu cum îi zice. Sper că o să vă placă filmulețul. Avem și pisicuțe. Bună dimineața! Bună dimineața! Aici este grădina, după cum vedeți, are și un mic spațiu de joacă pentru copii. Aici are un foișor supraetajat, unde are și o masă de ping-pong, canapea și sus are un fel de hamace unde stai foarte comod, foarte frumos. Aici este grădina, aici se termină, dar încă n-am ajuns la capăt. Aici este o zonă foarte frumoasă de băut cafeaua dimineața și de pescuit, bineînțeles. Noi am pescuit aici, are și grătar și aici, canapele. Ce pot să zic, că este foarte frumos și relaxant. Aici avem și 2 bărcuțe cu care puteți să vă plimbați. Pe acest lac, sau ce este el, că nu știu cum să-i zic. Sper că v-a plăcut acest filmuleț și sper să încercați și voi. Dacă vă place în Delta, pentru noi este pentru prima oară în Delta. Am tot fost la mare până acum, dar din cauza virusului acesta care ne face viața mai grea, am decis să mergem într-un loc unde este mai liber, adică unde nu este prea aglomerat. Să păstrăm cât de cât distanțarea socială.
este mai sigur așa și mai bine și este și frumos, chiar este frumos în delta. Ieri am fost într-o excursie cu barca care a durat cam 7 ore și a fost foarte frumos. Ne-a dus până la, de la Murghiol până la plaja Sfântul Gheorghe, pe apă. Da, avem și broscuțe. De aici se poate pescui. Și sunt și pești. Noi am prins peștișori din aia mai mici, dar da. Și sunt foarte mulți șerpi. Dacă vă e frică de șerpi, să știți că aici sunt mulți șerpi. Eu am văzut cam 30 într-o zi, că i-am și numărat, să fiu sigur. Și cred că am văzut și un rac acum. Sper să pot să vi-l arăt, să-l vedeți. Și o pisicuță. O, frumușico. O, ce blândă e. Dar uitați racul, nu știu dacă o să puteți să-l vedeți. Bineînțeles, pisicuța a venit după mine. Da, cam atât. Cu acest filmuleț ne revedem la următorul. Vă pup!